Mii de credincioși și-au umplut până la refuz Biserica Romano-Catolică din centrul orașului. Cu toții au venit să ia lumina învierii. Printre ei s-a aflat și primarul Claus Iohannis. Slujba de înviere a început sâmbătă la ora 21. Ca de obicei, Claus Iohannis a fost punctual și a venit la biserică alături de soția sa, Carmen. Edilul a purtat din nou cravata sa norocoasă, primită cadou de la soție. Cravata asta cred că e cea mai norocoasă. Am văzut că iar o aveți. Să spuneți că e cea mai frumoasă. Prin vicepreședintele Partidului Național Liberal a mai spus că va sărbători și Paștele Ortodox. Vom sărba de două ori, dar de data aceasta, când sărbează catolicii, evanghelicii, luterani, reformații, am venit cu mare bucurie la biserică, la slujba de înviere și cu această ocazie dați-mi voie să transmit celor care sărbătoresc acum învierea Domnului, sărbători frumoase, Hristos a înviat, Froi Ostern, Kelemeș și Șvetii Înepechet. La slujba de înviere au luat parte și zeci de turiști care vizitează Sibiul în această perioadă.